Aveam într-un downbeat, de fapt polonez downbeat-ul, de la Jazz Magazine, nu știu cum se numea, o scrisoare a unui basist, Red Mica, către Mihail Gorbaciov. Scrisoare de prin 87, noi eram în 88. Și acolo îi spunea că îi mulțumește că a putut să faciliteze ieșirea rușilor, tot felul de lucruri de genul ăsta. Ca atare am zis, Anca, noi facem un blues pe scrisoarea asta. Și am cântat-o așa cum face și la Jordan, este o mare cântăreață care își povestește viața în bluesuri. Așa, că durează 20 de minute un blues. Am făcut și noi pe scrisoarea asta. Asemenea succes am avut. Sigur, eu nu știu cât de bine cântam. Rău nu cântam, sigur. Și încât au început de MC, pe vremea încă se mai obișnuia să se bată cu picioarele în podea. Și când îți pornești o sală din aia mare, cum e sala radio din România, 1000 de locuri, și bat toți în podea, faci un vuiet din ăsta, ca la cutremur. Am fost foarte impresionat. Se întâmpla în 1998 la festivalul Ostfest de la Nürnberg, când Mircea Tiberian alcătuise cu veteranul saxofonist Dan Mândrilă și cu solista Anca Parghel grupul Trialog. O frumoasă continuitate pentru jazzul românesc, care avea să-i folosească în ascendența internațională regretatei noastre soliste. Dar să revenim la ediția Jazz Restitutio din 2005, realizată de Florian Lungu cu marele nostru muzician de jazz, pentru a aborda încă două aspecte din viața sa profesională, de atunci până acum. Ocazie pentru a recupera încă alte câteva înregistrări din Arhiva Multimedia TVR. Hai să organizăm puțin și ideea de discografie. Este vorba, pe de-o parte, de niște discuri unde, la un moment dat, tu ai colaborat cu alții, cum ar fi, știu, discul Minai Prayer al Ancrei Parghel, sau discul Oriental Gates al lui Nicola Simion, sau discul Zboruri al lui Cătălin Târcolea. Un disc de care sunt mândru este discul lui Liviu Butoi, Păsări. Nu mai vorbesc de asta, care este foarte nou. În același timp, definitorii pentru personalitatea ta, pentru concepția ta asupra jazzului, sunt discurile de autor și discurile pe care le semnezi în multiple ipostaze de compozitor, aranjor, pianist, organizator al materialului, șef al formației și mai departe. Și aici a existat primele albume care au fost în formulă de LP, cum a fost Never End the Story, în istorie, sau acel foarte frumos LP care mie mi-a rămas la suflet, Magic Bird, da. Împreună cu Anca Parghel, un disc de duo. Apoi au început CD-urile din ce în ce mai multe, unele nici n-au mai ajuns, de pildă un album foarte frumos care se numește Hotel of Three Beginnings și care e foarte interesant. De păcat de care a ajuns a rămas casetă, în formă de casetă, s-a promis și un CD și nu s-a mai primit niciodată.
Mircea Tiberian și-a dedicat în ultimii ani multe ore de neodihnă pentru domeniul educațional, domeniul în care el poate fi considerat într-un fel un pionier, deși au existat ceva tentative înainte, știu eu, un curs de-al lui Nicolae Ionescu pe la Sibiu, cursul de improvizație în jazz al lui Marius Pop, dar Mircea Tiberian a fost cel care a statuat o secție de jazz, o clasă, o specializare de jazz la Conservatorul din București, actuala Universitatea Națională de Muzică, după care noi doi am dorit să încercăm acest gen muzical și la Cluj și am făcut-o câțiva ani, până când nu s-a mai putut din motive legătură cu financiare. Specializarea de care vorbeai, am o veste bună pentru cei care vor să se apropie începe de jazz. Începe din anul tâi. Da, începând de anul acesta universitar, anul care urmează, se poate da admiterea la specializarea de jazz începând de anul întâi, sunt locuri separate, există niște probe de admitere care corespund oarecum cu admiterea la pedagogie, dar se dau și probe speciale. A avut multe metamorfoze secția. Inițial era o specializare, putea să aplice oricine din toate facultățile, secții, după aceea a devenit tot o specializare, dar numai pentru facultatea de pedagogie și acum e secție de sine stătătoare împreună cu compoziția de muzică pop. Deci și sunt mulți studenți, cred că în jur de 100 și ceva la secție. Și mai mulți sunt cântăreți și cântărețe. Bineînțeles că nu sunt toți de jazz. Cred că 50% sunt cântăreți de pop. And strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, he'll take my hand for a little while. Oh, although it seems absurd, I'm waiting for the man I love. Seems absurd. I'm waiting for the man. Am și, să le spunem așa, manuale. E unul care se numește Tehnica improvizației în muzica de jazz și are două volume. E pentru toate instrumentele și voci. Am o carte, de fapt prima pe care am scris-o, se numește Note muzicale și note despre muzică, Notes on Music and Music Notes. Și asta e și cu note muzicale și sunt comentate acolo, sunt cu povești. M-am distrat cu cartea aia, adică sunt poveștile înregistrărilor respective, de la cât era de frig, la
cum se stingea lumina, nu era pe vremea lui Ceaușescu, se stingea lumina și după. Și când și oamenii voiau să meargă acasă. Și, și erau tot felul de amintiri despre, despre înregistrările alea. Altă carte însă e de eseuri, cum ai spus, sunt trei eseuri acum, chiar mi-o traduce cineva în franceză, sunt foarte încântat de traducere. E, se numește Sunetul de referință și Arta muzicii, Arca muzicii occidentale. E o carte la care am lucrat mult și care are și o variantă de, să zic așa, profesională, cu partituri și cu, și cu analize. Da, dacă mai vorbesc mult, ar putea să pară că mă laud, ceea ce și fac. În cartea asta intră lucrarea mea de doctorat. De-aia n-am vrut să zic din prima. Și intră lucrarea mea de doctorat, pe care l-am dat acum vreo 15 ani. Câteva cărți de eseuri și aș vrea să mai scriu, dar nu știu dacă mai am energie, să scriu niște manuale de acompaniament pentru vocaliști, lucru care nu s-a făcut la noi deloc. Și nu știu dacă ați observat că acum formula ideală în România este voce și pian sau voce și gitară. Și din rațiuni economice, și din lenea repetițiilor, și din multe alte cauze. Și m-am gândit să vin și eu în întâmpinarea acestor oameni, ca să poate le folosește la ceva, dacă înșir acolo niște reguli micuțe. Da. Cam asta e activitatea mea teoretică în scris, în afară de muzică. Mai am publicat o culegere de teme, care 24 de teme, așa că să fie în stil clasic, cu număr din ăsta de variațiuni, ori sunt 6, ori sunt 24, ori sunt...
Inima e un telefon inventat de Cupidon. Ea sună la orice apel și adună emoții fel de fel. Inima e un telefon inventat de Cupidon. Cine ți-e sortit dacă te-a găsit? Cupidon e fericit. Pandemia asta pe mine m-a ajutat din punctul ăsta de vedere. Știi că am scris cursurile astea, sunt zeci de cursuri. Adevărat că alea de istorie nu le-am scris eu, le-am mai luat de undeva și le-am tradus, pentru că nici n-are rost. Dar cineva care vrea să se informeze poate să se ducă acolo, nu găsește Wikipedia în engleză și are sintetizate lucrurile. Însă celelalte subiecte de la cursuri sunt alese pe gradul de maestrie la care au ajuns studenții și, bineînțeles, sunt făcute în așa pentru că să-i și atragă puțin. Deci mi-a luat strategic o vreme și plus de asta un travaliu destul de greu și cred că mai trebuie să mă mai uit peste ele și să le revizuiesc. Aș putea chiar să le public. Așa cum aș putea să public, de exemplu, o antologie de jazz românesc, partituri. Fac asta nu ca un moft, ci aud cerându-mi se tot timpul. N-aveți niște partituri? Da, sunt cu Giuni, Răducanu, are domnul Marius Popov, volum și Garbi, dar unde îl mai găsești și cam atât. Și atunci m-am gândit să fac o selecție. Însă sunt oare care probleme cu drepturile de autor, deși ar trebui ca românii să înțeleagă că atunci când faci lucrul ăsta cu scop educativ, să zicem că l-aș pune în biblioteca de la Cluj, de la Iași, de la Timișoara și aici la noi, sau l-aș pune cu un preț ridicol în librărie, adică la modul 3 euro sau un lucru de genul ăsta care nu merită nici culegerea în sine. Și însă mi-e teamă de urmașii unor compozitori.
ar fi foarte util. Chiar am un curs în anul 4 care se numește Istoria jazzului din România. Nu e chiar un semestru întreg, are vreo 3 sau 4 săptămâni. Și am ales acolo lucrări foarte frumoase și deja suntem, dar e primul an în care le fac. Sunt foarte curios și studenții sunt foarte interesați, mai ales că sunt unele concursuri care le cer. Sau le-am și spus, ar fi bine să cântați, mergeți undeva ceva românește, cântați. E foarte bine cânte repertoriul standard al jazzului, dar se poate se pot cânta și piesele astea. Multe nici nu-ți dai seama că sunt făcute la noi. Altele sunt cu caracter etno, așa cum se și purta în anii 70-80. Cu atât mai bine că suntem. Și asta ar fi un plan, în afară de acel volum de care am mai vorbit cu acompaniamentele. Puteam să nu abordăm subiectul Nicola Simion, muzicianul jazz cu care Mircea Tiberian a făcut pereche din primii ani 80, începând cu grupul Opus 4 și Dan Mândrilă. Colaborarea lor a continuat peste decenii, chiar dacă acesta s-a stabilit în străinătate. Cu o insistență unică în analele jazzului românesc, Simion a desantat în țara natală de câte ori a fost posibil. Nicolas era un serial care se numea Young and Restless. Tânăr și neliniștit. El tot așa e, tânăr și neliniștit. Și e la episodul 420.000. Dar lăsând glumea la o parte, Nicolas e omul care are discografia cea mai bogată din istoria jazzului din România și are și colaborări remarcabile. A apucat o vreme favorabilă jazzului, pentru că trebuie să recunoaștem muzica live toată a început să intente un declin. Iar jazzul fiind ce mai încoace și încoace din perspectiva vânzării e de nișă. A fost primul afectat. Și el a prins anii 90, în care erau foarte multe festivaluri și foarte multe cluburi în vestul Europei și se cumpărau discuri. Și atunci a avut o activitate remarcabilă, în așa fel cred că este cel mai cunoscut muzician român. Care este tot o combinație de etno, mai etno decât am făcut noi cu Interzon, pentru că el a și cântat muzica asta, a cântat folclor, dar are preocupări serioase în muzica simfonică și studii și a frecventat profesori importanți de la noi. Așa că
sigur, unii pot să-i reproșeze cantitatea mare, pentru că el este, are energie peste margini și face multe concerte, înregistrări cu Nemiluita și, având casa de discuri, investește în producerea lor. Însă, dacă nu este foarte ușor să faci asta. Adică, eu cred că eficiența e una din categoriile de care trebuie ținut cont atunci când judeci valoarea unui om. Adică să cânți un concert și să înregistrezi un disc și să dispari după aia, chiar dacă tu trăiești, ești bine, mersi, în Olanda, sau, nu în Olanda, că să nu dau niciun exemplu, să simte cineva. Într-o țară anume, stai acolo și nu mai cânți. Sau stai în România și nu mai cânți. Și asta nu este un semn bun, după părerea mea. Dacă n-ar fi venit pandemia, dacă nu n-ar fi, nu s-ar povesti, pentru că nici nu ne putem închipui cum ar fi fost fără pandemie. Ne putem să estimăm că oricum s-ar fi dus așa într-un fel de cont de umbră, dar acum s-a întâmplat altceva. S-a sfărâmat. Dar sfărâmat nu înseamnă că s-a sfărâmat și a dispărut sau că a murit. Ci s-a sfârmat în multe fragmentele. Și sunt formule mici cu Nemiluita, care se pretează și în cluburi, dar și de a umbla foarte rapid, un fel de infanterie ușoară, care umblă rapid prin orașe. Și are avantajul că... că nu trebuie să repezi mult. Pian se face la liceu și vocea, sigur, necesită un training, dar nu atât de îndelungat cât ar fi nevoie, de exemplu, să formezi un flautist sau un contrabasist. Și atunci oamenii talentați au acces mai repede la ieșirea în viața de concert. Deci aceste formule sunt bune. Ceea ce nu este bun neapărat este lipsa de apetit a muzicienilor tineri față de
ceea ce se întâmplă nou în, în restul lumii și practic e un fel de conservatorism. Ei spun că ei cântă muzică modernă. Comparația asta. Când eu eram mic, la Sibiu, cântam cu formația de Dixie Band. Și acțiunea era undeva prin 60 și ceva, 65, să zicem. Și cântam muzică până în 30. Și, dar distanța era de vreo 40 de ani. Între muzica pe care o făceam și clipa în care trăiam. La acești tineri e mai mare. I-am și spus, zic, vă bucurați foarte tare, faceți un fel de Miles Davis în 67, Richie Spruce. Dar zic, au trecut 45 de ani de atunci. Și între timp, oamenii n-a stat pe loc. S-au făcut tot felul de alte experimente și sigur a rămas și asta. Dar asta este maximul la care se poate ajunge la noi. Și am zis, există o popoare care câteodată parcurge așa o etapă clasică, la jazz mai ales. Italienii au fost purtătorii jazzului clasic și o bună parte din timp chiar francezii, spre deosebire de nemți, olandezi, suedezi și așa mai departe. Iar acum francezii au schimbat la cazul, dar am rămas noi ca să ținem tradiția. Nu înseamnă, nu e un lucru rău. Jazzul românesc, ce să altfel spus, mai are balta pește. Vă mulțumesc! Jazz românesc, de astă dată cu generația de aur care s-a poleit de glorie chiar și în anii de restriște ai regimului comunist. O descoperire de senzație în Arhiva Multimedia TVR cu Cvintetul București, din care am selectat câteva fragmente. O premieră după jumătate de secol, fără a avea certitudinea că această înregistrare în priză directă în studiourile TVR a mai fost vreodată difuzată. Interfață unică, din nou Florian Lungu, cu precizarea că întreaga înregistrare a fost postată în această primăvară pe canalul YouTube TVR Oficial.
Quintetul de Jazz București, toți iubitorii și specialiștii jazzului de la noi sunt de acord că a fost una dintre cele mai reprezentative, mai profesioniste formații de jazz din arealul mioritic. A fost o formație de tip All Stars, reunind pe câțiva dintre cei mai buni muzicieni pe care i-a avut vreodată România în acest gen muzical. Este vorba despre Eugen Gondi, baterie, este vorba despre Johnny Răducanu, contrabas, este vorba despre doi foarte mari saxofoniști, pe numele lor Dan Mândrilă, care cânta la saxofon tenor, și Ștefan Berindei, care cânta la saxofon alto, saxofon sopran. Este vorba despre Marius Pop Dian. Și iată că avem line-up-ul, cum să zice acum, componența unui grup fabulos care a existat efectiv în perioada 1970-1974, reușind să susțină zeci, poate sute de concerte, nu numai în cluburile și sălile de concert ale marilor orașe, ci și în localități unde nu s-a cântat vreodată jazz. Și e un grup în care putem să afirmăm convins că nu greșim, că se putea apropia ca și nivel valoric de marele formații americane. Nu era nicio diferență. Erau niște muzicieni de primă mână, niște improvizatori formidabili, niște cunoscători ai marilor standarduri al repertoriului internațional de jazz, în care se simțeau ca la ei acasă. We'll be right back.
înțeles că au cultivat și unele compoziții ale unora dintre membrii grupului. Această formație, după 1974, n-a mai existat ca atare, dar putem spune că s-a multiplicat în 5 alte formații, adică fiecare dintre membrii grupului, de care aminteam, Eugen Gondi, Johnny Răducanu, Marius Pop, Dan Mândrivă și cu Ștefan Berindei, Quintetul de Jazz București, fiecare dintre ei și-a format propriul grup și a făcut înregistrări, a susținut concerte, a făcut un festival. Așa că am putea spune că Quintetul de Jazz București a fost nu numai un grup formidabil, dar a fost și părintele altor 5 grupuri de primă mărime. Este o amintire de neșters care reprezintă jazzul autohton în tot ce are el mai prețios și mai semnificativ. Din păcate, nu există atât de multe înregistrări cât ar fi meritat pentru a le permanentiza valoarea și realizările în timp, dar există totuși câteva care pot fi aflate și pe un disc al formației, dar și pe LP-uri colective. A fost un grup pe care orice altă țară s-ar fi bucurat să-l cultive și să-l promoveze într-o veșnica sa recunoaștere valorică.